Președintele interimar Mihai Ghimpu și primarul de Chișinău Dorin Chirtoacă sunt acuzați de ruda lor Vladimir Ghimp de faptul că cei doi au însușit în mod abuziv un lot de pământ de 104 metri pătrați din proprietatea acestuia. Declarația a fost făcută astăzi în cadrul unei conferințe de presă la care domnul Ghimp a venit însoțit de familia sa și de avocatul Radu Bușilă, președintele Asociației Avocaților Creștini Democrați. Avocatul a venit în fața presiei cu un teanc de acte, care urmau să demonstreze veridicitatea acuzațiilor care îi se aduc primei persoane în stat și nepotului acestuia. Aceste persoane, care se consideră moștenitori legali a celor care au fost proprietari acelui lot, care au decedat în jurul la 8 ani în urmă, și care astăzi sunt domnul Mihai Ghimpu, domnul Lucian și Dorin Chirtoacă, s-au prezentat și au influențat într-un fel factorii de decizie din cadrul primăriei comunei Colonița și Consiliul Local Colonița. Potrivit lui Bușilă, președintele interimar s-ar fi prezentat singur la ședința Consiliului Local Colonița la 11 mai 2010 și ar fi influențat decizia acestui organ, care a modificat titlul de proprietar, prin care 1,5 ar de pământ din cei 30 a lui Vladimir Ghimp au intrat în proprietatea lui Mihai Ghimpu și a familiei Chirtoacă. Și asta în situația când, afirmă avocatul, numai o instanță de judecată este în drept să anuleze un titlu de proprietar care datează cu anul 1992. La 11 august 2010, adică curent, a avut loc altă ședință a Consiliului Local Colonița, la care au fost prezenți domnii Lucian și Dorin Chirtoacă. În urma argumentărilor sale, da, să spunem așa, și a presiunilor sale asupra membrilor Consiliului, aceștia au adoptat următoarea decizie, numărul 5/4 din 11 august 2010, care spune că pe baza unui dosar, așa zis dosar tehnic, întocmit de către dumnealor în mod neautorizat și ilegal, pe terenul proprietate privată a domnului Vladimir Ghimp, se revocă titlul de proprietate a domnului Vladimir Ghimp, se modifică acesta, minus un ar jumătate, se înregistrează în registrul cadastral restul, se perfectează alt titlu, se înregistrează în registrul cadastral al primăriei și la oficiul cadastral teritorial Chișinău. L-am întrebat pe domnul Bușilă, care susține că adevărul e de partea clientului său, dacă nu era mai simplu pentru Mihai Ghimpu să dea un telefon din birou la Colonița și să fie mai bogat cu 104 metri pătrați de pământ. Avocatul ne-a răspuns. Știți, și eu, sincer, vă cred și eu până azi mă întreb de ce domnul Ghimpu a venit la ședință și domnul Chirtoacă și domnul Lucian. Cred că este o greșeală. Pentru ei poate fi, în cazul dat, a terenului fatal. Bușilă a mai declarat că a depus o cerere în judecată, prin care solicită anularea deciziei Consiliului Local Colonița din 11 mai 2010 și că în 30 de zile urmează să fie informată despre decizia finală și că dacă aici nu va obține câștig de cauză, va merge la CEDO. Vladimir Ghimp a recunoscut însă în fața presei că este simpatizantul lui Iurie Roșca și a PPCD-ului. Am ales un partid care mai mult eu cum... Da, sunt partide mai multe care le subțin și înțeleg cu toți, dar așa a fost, da. Eu credeam că vă interesează calitatea serviciilor juridice prestate, nu calitatea partidului. Nu, pe mine mai mult calitatea partidului, dar asta, calitatea serviciilor juridice, nu calitatea partidului, dar vedeți că și în orice avocatură sunt tăți din partide. Eu nu știu. Nu pot spune. Nu comentat. Nu comentat. Eu încerc tare. Mi-astră insistați. Rog, nu implicați domeniul politicului. Și el destul este implicat. Curioasă declarație acum, în prag de referendum. Am avea mai multe semne de întrebare, chiar și pentru președintele interimar Ghimpu. Una o spunem însă aici, cu voce tare. Se merită oare pentru 104 metri pătrați să își păteze un cogeamite președinte de țară reputația? Avocatul a rugat să nu implicăm politica în acest litigiu banal. E vorba totuși de președintele țării și de primarul capitalei, domnul Bușilă.